Lucrările de asfaltare au început și în satul Magheru. Tot aici se vor face peste 100 de căi de acces la proprietăți și de asemenea va fi direcționată apa pluvială în așa fel încât localnicii să nu se mai teamă de inundații. Investiția s-a realizat din fondurile Consiliului Județean. Vom avea șansă doar pe stânga, cum venim. E la dreapta, de acolo, de la sensul general. Da. 350 de metri încoace. 351 și per total o să fie 495 de metri de șansă. Pe pozițiile astea, de la 0 plus 898 până la 0 plus 956 și de la kilometru, da. La ieșire din localitate. Au început lucrările de reabilitare pe drumul județean 607B de la intersecția cu centura ocolitoare a Severinului până la ieșirea din satul Magheru, comuna Bresnița de Ocol. Întreaga investiție este suportată de Consiliul Județean Mehedinți. Au început lucrările pe tronsonul de drum județean care traversează satul Magheru, care de fapt începe de la centura Severinului cu o lungime totală de 1250 de metri liniari. Era o lucrare foarte așteptată, mai ales de locuitorii satului Magheru, dar în același timp și de ceilalți locuitori din Breznița, Cireșu și Podeni care treceau pe aici, deoarece în urmă cu mai mulți ani de zile, făcându-se lucrările de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, corpul drumului a fost grav afectat și era nevoie de refacerea covorului asfaltic în primul rând, dar în același timp și să realizăm alte rigole. În afară de rigole se vor realiza și 105 căi de acces la proprietăți. Îi mulțumesc domnului președinte pentru că și-a respectat promisiunea făcută în urmă cu câteva luni. Din păcate, cum știm fiecare, durează foarte mult documentațiile, avizele, licitații, dar este bine, mai bine mai târziu decât niciodată. Există deja o cerere de finanțare și pentru următorii 20 de kilometri de drum, în continuarea satului Magheru până în satul Bunaica. Este o lucrare foarte importantă care necesita să fie reparată, să fie recondiționată. Totodată primarul s-a implicat foarte mult să se rezolve această problemă. Bineînțeles, cu sprijinul domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin, care îi mulțumim pe această cale. De asemenea, zile trecute a fost depusă cererea de finanțare în cadrul Programului Operațional pentru Asistență Tehnică în vederea întocmirii documentației tehnico-economice pentru tronsonul de drum Magheru-Bunoaica, ce are o lungime de 20 de kilometri.